Bancheta din spatea mașinii, o roată, o față de masă sau peisajul de la fereastra casei. Sunt fotografii încărcate în sistemul SUMAL pentru trasabilitatea lemnului de cei care au vrut să fenteze legea, dar care au fost prinși cu ajutorul inteligenței artificiale. Autoritățile au descoperit practica după ce au analizat peste 400.000 de avize de transport de lemn din noiembrie anul trecut și au găsit nereguli în 11.000 de cazuri. Unii au făcut fotografii la un ecran crăpat în fotografia încărcată în SUMAL, deci o găinărie, un fals grosolan. Acele persoane au considerat că probabil personalul gărzii forestiere obosește la un moment dat dând clicuri acolo. Legea e clară, fiecare aviz se obține având poze cu masa lemnoasă din mai multe unghiuri, cu numărul de înmatriculare al mașinii și kilometrajul mijlocului de transport. Doar că e dificil pentru funcționari să verifice fiecare caz în parte. Inteligența artificială poate filtra aceste date și eu vin cu o idee în plus. Amenzi automate. Deci inteligența artificială ar putea fi programată în așa fel încât atunci când detectează poze neconforme, pur și simplu încărcătura din fotografie nu corespunde cu realitatea sau încărcătura nu corespunde cu volumul declarat. Și mai apare o problemă, spun reprezentanții ONG-urilor care apără pădurile. În cazul pădurilor, a lemnului care trece prin sistemul SUMAL, inteligența artificială poate ajuta numai pentru jumătate din lemnul exploatat în România, că numai jumătate intră prin SUMAL. Cealaltă jumătate de lemn este tăiată ilegal, că este lemn ilegal care nu este declarat și acolo inteligența artificială n-are ce să facă decât dacă se va acoperi întreg fondul forestier cu drone automatizate. În urma analizei s-a descoperit că inteligența artificială poate analiza documentele unui transport în mai puțin de o secundă, în timp ce o persoană are nevoie de 3 minute. Dar a ieșit la iveală și o altă vulnerabilitate. Mai nou se fură lemn cu dubițele. De cele mai multe ori aceste autovehicule sunt închise. Nu știe nimeni cu exactitate ce transportă. Aceste transporturi mici, dar foarte multe, pot deveni o formă mascată și bine ascunsă a transporturilor ilegale de lemn. Toate avizele suspecte urmează să fie verificate de gărzile forestiere, iar cei vinovați vor fi sancționați sau chiar cercetați penal. Pe 2024 am dat 48 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor 247.000 de lei. Între timp, în Parlament încep dezbaterile pe noul cod silvic în procedură accelerată. Una dintre prevederi se referă la confiscarea vehiculului care transportă ilegal lemne.